Situația alarmantă și la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Cea mai importantă unitate medicală din județ funcționează în acest moment fără autorizație de incendiu. Unitatea medicală a obținut doar un aviz de funcționare în caz de incendiu și a început demersurile pentru obținerea autorizației. Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin nu deține în acest moment autorizație de funcționare în caz de incendiu. La momentul actual, acesta funcționează doar pe baza unui aviz emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență anul trecut. Din evidența ISU Mehedin, Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin a obținut avizul de securitate la incendiu pentru clădirea cu 700 de paturi în data de 16 aprilie 2019, urmând ca la finalizarea tuturor măsurilor impuse în documentația tehnică, aceasta la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, să solicite și să obțină autorizația de securitate la incendiu. Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin se află în subordinea Consiliului Județean, instituție care are în responsabilitate și obținerea acestei autorizații. Noaptea muzeelor a fost un adevărat succes, au concluzionat reprezentanții Muzeului Regiunii Porților de Fier. Detalii mai târziu în jurnal.